Salutare, prietenii noștri de X-Breaker, bine v-am regăsit la un nou episod pentru prima oară pe acest canal, anul acesta, FIFA 21 Mobile, alături de Cristi. Vă salut, băieți! Astăzi facem un episod cel pe care l-am mai făcut în, să zicem, în anul trecut, nu? Anul trecut, da, da, da. 20 a fost ăla, nu? Cam așa, da. Cred că chiar da, acum un an aproximativ. Da, un search and discard. Știți bine cam care sunt regulile, cei care ați văzut, și pentru cei care nu știu, avem 3 jucători puși pe diferite poziții, iar Cristi trebuie să înghicească mie pe ce poziție am pus jucătorii. Cine ghicește primul 3 jucători câștigă challenge-ul nostru și celălalt va fi nevoit să le dea discard. Nu știu, e fi curcată treaba. Cristi trebuie să fii mai inspirat de această dată. Da, da, corect, corect. Nu uitați, în descriere aveți canalul lui Cristi, intrați acolo, dați un subscribe și un like, dar avem și primul match, să zic așa, intrați să vedeți ce s-a întâmplat acolo și cine a câștigat. Îi dăm drumul la treabă, tu vei alege de această dată, pentru că eu am ales data trecută. Ok, ok. Bun, tot așa, 4-2-4 și tu, nu? Da, aceeași formație. Bun, știu că data trecută ai pus pe Reitinger, da. Dar... cred că n-ai mai repetat asta, așa că probabil că ai pus pe Leftinger, deci o să merg pe Leftinger. Sigur? 100%. 100% este un jucător de 58. Ah. Același elvețian. Ok. Bun. Se schimbă cu un jucător aici de la FC Argeș. Păi nu mergem noi în oglindă, Leftinger și la tir. Ah, chiar crezi că fac de-astea? Da, da. Deci e sigur Leftinger că... Sigur, sigur. Ok, da. Nu, e Tricker Smith de 50 aici. Ah, și a plecat. Nu mi-a bun, deci... poate totuși ai în Reitinger ceva, deci o să merg pe Reitinger. Da, ai dreptate de această dată, am un jucător de 55. Hug. Ah. Oh, da, începem bine. Credeam că ai mers pe kamikaze direct pe aceeași poziție, dar nu. Ală, să-mi fi mers la fel? Nu, 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 nu. Eu acum merg pe... CB-ul din stânga. Din stânga? Da. Sigur? Sigur. Ok, bun. Tot așa, Dod de 50. Nici acum n-ai nimerit. Bun, 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 bun. Rezistăm, momentan rezistăm. Băi, eu data trecută nu prea am mers prin apărare. Iar acum o să merg prin apărare. O să încep cu poziția de KB din dreapta. E sigur? Da. Sigur, sigur? Da. 93. Oh. Bun, 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 bun. Am simțit-o. Am simțit-o pe asta. Mergem pe, dacă nu ghicesc pe asta, am pierdut, așa simt. Pe râbă. Da. Ok. E sigur că, adică da, crezi că am aici ceva deci, bun. Sunt convins, dacă, deci oricum merg pe inspirația asta, pentru că dacă nu am pierdut. Am înțeles, da. Nu știu, îmi pare rău, dar nu e de la tine inspirația, pentru că nu e nimic acolo. Tot așa un bronz, l-am scos și deja mă simt un pic așa cu un pas înaintea ta. Și cred că mai ai jucător prin apărare, așa că o să merg și pe celălalt fundaș central. Celălalt fundaș central, gata, e groasă treaba. Este de 56. Aaaa, ta. Ok. S-a schimbat tactica. Ok. Măcar încă păstrez un mic avans. Deci eu am luat KB-ul din dreapta sau ce s-a luat? Stai că nu mai până acum mi-ai luat Leftinger, KB din stânga și Rightback. Mergem pe CB-ul din dreapta. CB-ul din dreapta. Ești convins că am ceva pe acolo prin apărare. Da. Pentru că de încurcată treabă. Pare o să dezamăgesc, dar nu, nici aici nu-i nimic. Un 55. Cred. Nu cred. Ok, hai, deja simt că pot câștiga acest search and discard. Tu ce poziții am ales? Ai luat right winger, left winger, ambii fundași centrali. Și atât, nu? Și
Ok. Mai continui prin apărare și merg și pe left back. De la Manchester. De la Manchester United chiar. Care este doar de 59. Ah, bine, nu va avea cine să fie, că Lingard știu că s-a transferat parcă la West Ham. Deci... Nu-mi place. Deci, ia să mergem. Hai că merg și eu pe Lube, gândeam ce să fac. Aoleu. Hai, chiar crezi că după ce ai luat 3 fundași și am pus-o pe al 4-lea ceva? Da, da, da. Deci rămâne Lefec, sigur, da, 100%. Da, 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 da. Da, ok. În sfârșit ai nimerit o Keita de 90 da, de la Liverpool. Da, după 500.000 de încercări, deci nu cred. Cum să nimeni, deci din... Ok, ok, 1-1, deja nu mai... Deja nu mai sunt în avantaj. Acum, e încurcată treaba. Sincer. Ai ambii atacanți nealeși și ambii mijlocași central. Nu aștia, mă, ăștia mai sunt. Și un RB. N-am luat RB? Nu, că nu l-am schimbat. Ok, atunci ia RB. Merge pe RB? Da, da, da. Madre mia, 58 caci. Mam, după ce te-am și întrebat, nu l-am luat, ți-ai zis nu, era clar că nu-i nimic acolo. Au, înțeles. Bun. Mergem pe... Atacantul din stânga nu ți l-am luat, nu? Nu, niciun atacant. Niciun atacant, pe cel din stânga mergem. Ok. Hai, 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 hai. Nu, nici aici, un 52. Ok, ok, bun. Nici eu n-am mers pe niciun atacant la tine, nu? Nu. Și mai ai câte? 4 sau 5 poziții? 4. A, da, ambii atacanți și ambii CM, nu? Da. Bun, păi hai că merg pe CM-ul din dreapta. Sigur. CM-ul din dreapta să fie. Of, Lingard de 91. Interesant. Bun. Da. De zile. Deci pe ce ai avut până acum? Pe right winger și pe CM din dreapta, nu? CM din dreapta și CB din dreapta. A, da, CB din dreapta, pardon, da, corect. Da. Uh-huh, interesant. Mai zi-mi o dată, te rog, ce nu ți-am ales eu ție? Striker dreapta, ambii CM și right winger. Merge pe right winger. Sigur? Așa în diagonal, ai luat LB, ai pus RV, da, da. Ok. 90 e metal nice. Bun, bun, bun. Nici n-am apucat să mă bucur și eu de avantaj, deja m-ai luat înapoi. Și hai, mai ai 3 poziții, CM stânga și ambii atacanți, nu? Da, da, da. Bun. Băi, cred că ai făcut o schemă ca și mine data trecută și cred că ai mers pe strikerul din dreapta. Să mai dau o șansă. O șansă. Să mai dau o șansă. Bine, merg pe CM din stânga. Come on, baby, 57! Sosairaj! Nu, sper că n-am făcut cumva o greșeală. Aoleu, aoleu, nu. Dar n-ai cum să o nimerești pe asta, cred eu că n-ai cum să o nimerești. Deci, mai zi te rog, ce poziție ai? Ambii CM și striker din dreapta. Strikerul din dreapta! Sigur? Da! Dacă n-ai nimerit-o pe asta, probabil că ai pierdut. Dacă n-am nimerit, 90% am pierdut. Deci îți asum că e striker din dreapta. Da, 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 da. Ok, am încercat. Nu, 50 chinalei. Nu cred așa ceva. Bun, deci... Nu, e striker din dreapta, trebuie să fie el. La mine? Da. E sigur, îți dau o șansă foarte mare. Bine, mai mă întorc o dată, e strikerul din stânga. Soriola de 50, strikerul din stânga! Nu cred. Dar, dar vezi că încă n-ai câștigat, adică trebuie să mi le iei pe ăsta, dacă nu l-ai nimerit. Nu cred că, deci de două ori mai făcut. Bă, am zis că, bă, hai că nu cred că mi-mi fur tactica data trecută. Au, hai să nu mi-o fac una mea. Am BCM, da. Deci, zi-mi o dată pe ce poziție ai avut jucătorii aleși pe care ți-am spus, da, mai știi? Da, 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 left back și right winger. Așa. 50-50% șanse. Da. Mergem pe CM-ul din stânga! CM-ul din stânga? Da.
100%. Bine, merge până din dreapta. 100% dreapta. Deci care rămâne? Că nu mai înțeleg. Dreapta rămâne. Sigur. Sigur. Nu mai filmez cu tine, gata, da, e cum din dreapta. Oh, deci, de două ori m-ai făcut să mă întorc și te-am întrebat și acum la cămul din stânga, care era un bronz, dacă lip ăla, și fix acum la final ți l-ai schimbat. Nu cred. Băi, nu pot să cred. Chiar am vrut să o las așa, să nu mai te întreb la cămul ăla dacă îl vrei sigur pe ăla, dar... Uite, mă, cum funcționează. Deci nu trebuia să mă întrebi asta. Aleu, și de două ori am mers pe cămul ăla, pe striker-ul din dreapta. Doamne. Nu credeam, a doua oară nu credeam că o să te mai schimb, sincer. Băi, am zis că, bă, hai că nu cred că îi pui și tot așa pe o singură parte. Am zis, bă, nu cred, imposibil. Am zis, hai să vedem dacă mi iese faza asta. Deși mi-era frică, mă gândeam că dacă o să-l ghicești pe primul, mă gândeam ia să vezi că se duce cu gândul la ce a fost. Sincer, m-am dus cu gândul de-abia când l-am luat și pe al doilea, când te-am întrebat acolo. Am crezut inițial că a fost pe Reitinger și am zis că, bă, poi fi tot, mă gândeam totuși la striker-ul din dreapta, că am zis că, bă, face un triunghi. Și după când mi-a a fost tot așa, fundaș dreapta, cămâs dreapta, am zis, bă, acolo o fi, dar n-am fost sigur, că am tot zis, bă, hai că nu o fi așa. Mamă, nu pot să cred. Da. Deci tu trebuie să dai discard la jucători, iar te-am cam rupt de la asta. Sincer, dar a fost foarte aproape acum, ai avut pur și simplu, cred că, noroc. A, noroc? Bulan de la nesimțit, noroc. Da. Asta a fost bulan nesimțit. Ai pus băieții la vânzare? Acum i-am listat, i-am pus pe fiecare la alt preț, 150, 200 și 250. Scump, domnule. Da. Asta... Prieteni, asta este, am câștigat de această dată, să vedem ce se va întâmpla. Intrați și să vedeți ce s-a întâmplat și în partida cealaltă. Eu îi mulțumesc foarte mult lui Cristi pentru că el a venit cu această inițiativă. Eu am acceptat. Merită sprijinul nostru. Noi vă mulțumim foarte, foarte mult că ne-ați urmărit până la final. Cristi, ceva de final? Da, să dați un like la acest clip și să vă abonați dacă sunteți noi. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa! Pa, pa, băieți!